Giurgiuveni cu grave probleme de sănătate, cu situații financiare precare sau cu alte probleme sociale apelează lunar la Consiliul Județean pentru a primi sprijine financiare din banii publici. Unii primesc, dar cei mai mulți sunt refuzați din lipsă de fonduri. De altfel, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de marți nu s-a aflat niciun proiect care să prevadă acordarea unor ajutoare financiare giurgiuvenilor de rând. Banii au primit doar două lăcașe de cult, Mănăstirea Sfântul Ioan Rusul, 200 de milioane de lei vechi, și Parohia Sfântul Meletie din Băneasa, 300 de milioane de lei vechi. Unul dintre consilierii județeni a propus chiar sistarea tuturor ajutoarelor financiare pe motiv că este an electoral. Fiind un an electoral, ar fi foarte bine ca să nu mai acordăm sprijine financiare. Așa cum zicea domnul Crin Antonescu că mituiește politic PNL-ul ca să rămână pe funcții, nu e cazul ca să se interpreteze că dumneavoastră mituiți electorat în alte zone. Nu am nimic cu aceste sprijine financiare. Dacă în cazul, și cred că mă refer la cele două biserici, nu? Da. Dacă dumneavoastră sunteți așa de mărinios și credincioși și suntem cu toții, haideți să facem noi un efort care să fie vizibil la scară națională, când majoritatea Consiliului de Zeme și primării de mari orașe au refuzat ceea ce Patriarhul a cerut, din mărinia săracului, să facem o scrisoare către Patriarhie și să dăm lucrurile imediat de acolo. Să vedem dacă dați. Dacă dați, sunteți într-adevăr credincioși. Dacă nu dați, înseamnă că nu are efecte electorale. Adică nu sunt efecte electorale și atunci hai să facem acea propunere către Patriarhie să dăm lucrurile imediat. Că este sau nu an electoral nu are nicio relevanță. Giurgiuvenii disperați care cer bani Consiliului Județean nu se îmbolnăvesc din 4 în 4 ani la alegeri și nici nu-și rezolvă gravele probleme în prag de alegeri europarlamentare. Ei așteaptă din partea aleșilor un ajutor cât de mic sau măcar un refuz justificat.